Eu când m-am căsătorit, am cerut de la Dumnezeu să îmi dăruiască o soție care să vină împreună cu mine în misiune, pentru că am iubit misiunea, pentru că eu m-am pocăit în vârful munților Arditei și după ce m-am întors la Dumnezeu, am plecat împreună cu un grup de misiune, cu cortul, spunând oamenilor despre Dumnezeu. Și atunci când am venit în satul mare, în grupul acesta de grupul de cu cortul au plecat, eu am rămas în satul mare și am cunoscut-o pe Caterina. Și am văzut că ea are inimă pentru misiune, are inimă pentru lucrare și mi-aduc aminte că m-am dus la socrul meu și am cerut-o de soție. Și mi-a zis, e sigur? Da, eu sunt sigur. Cred că ea este cea care mă va ajuta în viața aceasta și în lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Și după 19 ani s-a confirmat că așa e. După 19 ani s-a confirmat și cred că cât Dumnezeu ne va mai da viață, cred că se confirmă în continuare. În ce familie ai crescut tu? Am crescut într-o familie creștină, dintr-o biserică creștină după Evanghelie, de 12 copii. Cum e? Greu sau frumos cu mulți copii? Destul de greu, că eu am fost a doua dintre copii și destul de greu să fii cel mai mare. Foarte repede ai devenit mămică. Da, chiar foarte repede. Dar în același timp și frumos. E frumos la gașcă, să crești împreună, înveți multe lucruri într-o familie. Dar acum sunt recunoscători sau au cam uitat aia ce e? Da, avem o familie unită și... Da. Și în familia voastră se pune accent pe misiune, pe vestirea cuvântului, pe activități în biserică? Da, tatăl meu, de când eram noi mici, era plecat spre misiune și acum la bătrânețe face tot misiune și ocupă de niște biserici și am învățat asta din familie. Păi asta înseamnă că e greu să spunem. Am văzut, am avut un exemplu în familie și atunci când m-am întors la Dumnezeu, dorința aceasta s-a născut și în mine și în alți frați. Mai am frați misionari chiar în țări străine. Frumos. Și am învățat din familie lucrul ăsta. Ne-a influențat. Dacă tata a fost mult în misiune, înseamnă că totuși mama a dus greu cu copiii și apoi ați preluat și voi lângă mama. Da. Da, e bine. Atunci a fost mai greu, acum când te uiți în urmă, din nou este frumos. Și cum te-a convins? Nu m-a convins, ne-a unit ideea de misiune și atunci când noi ne-am căsătorit și eu și el, cred că ne-am gândit la lucrul ăsta. Am nevoie de un partener cu care să pot face ceva pentru Domnul, cel puțin în gândul meu, în inima mea era lucrul ăsta. Și așa mi-am ales bărbatul, așa l-am căutat. Bun, acum eu stau, poate ne ascultă cineva și spune, ai bă, ce baliver ne spun ăștia aici, adică e o fată tânără, băiat tânăr, da? Toți vrem oarecare bucurii în viață, realizări și acum ei s-au ales unul pe altul că vor să-L slujească pe Domnul și să facă misiune. Deci chiar poți fi tânăr legat așa de Dumnezeu, de împărăția Lui, de răspândirea Evangheliei, sincer? Da, dacă relația ta cu Dumnezeu este una sinceră și dacă Dumnezeu pune în inima ta lucrul ăsta. Pentru că tu cunoști, dacă relația ta este bună cu Dumnezeu, tu cunoști, îți vorbește Dumnezeu. Gură către gură îți vorbește și știi la ce te cheamă. Și poți să ai pasiune pentru Dumnezeu, chiar de copil am avut o înclinație spre spiritualitate și poți să ai pasiune pentru Dumnezeu, dorință pentru Dumnezeu, nu doar de a te întoarce la El și cu asta basta, ci a-L sluji, a fi ucenic. Dar n-ai avut așa momente în viață în care să zici, vreau să am casa aia, mașina aia, hainele alea? Nu prea, pentru că am crescut într-o familie simplă și nu mi-a displăcut neapărat lucrul ăsta. Așa am fost învățați poate și de părinți, să-L căutăm pe Dumnezeu și lucrurile materiale să fie mai apoi. Foarte fain, interesant, deci se poate... Am rămas cuplat că ai zis că te-ai pocăit în vârful muntelui sau unde? Da, eu am fost de la vârsta de 6 ani de zile, spre 7 ani de zile am fost dat slugă la niște oameni. Slugă? Da, de către părinții mei. Dar cei din generația tânără știu ce înseamnă asta? Slugă înseamnă să te vine tatăl tău de acasă și să spună, uite, tu te duci la omul ăsta. În timpul comunist eu n-aveai voie să ai slugă. Corect. Dar omul acesta a fost nașul meu, cum se zicea, de botez înainte.
Și la aproape spre vârsta de 7 ani de zile am plecat de acasă. Eram în același sat de lângă întorsura Buzăului. Și de la 7 ani până la vârsta de 19 ani de zile, eu am muncit. Am fost bătut. N-am avut o tinerețe. N-am avut o adolescență. Păi chiar ai fost slugă. Da, slugă. A fost momente când am dormit în grajd. Am fost momente când mi-am murit părinții. A fost momente când am fost bătut cu biciu. A fost momente când n-am avut ce să încalț, n-am avut ce să îmbrac. Bun, dar Adi, acum te întrerup. Nu vreau să judecăm pe nimeni, dar întrebarea mea este, părinții chiar n-au putut să te țină? De ce te-au dat? Părinții mei au fost săraci și alcoolici. Erau alcoolici. Noi eram 3 frați. Asta e o combinație interesantă, știi, da. Sărac și alcoolic. Tatăl meu lucra la Brașov, la fabrica de ciocolată. Aducea de multe ori spirt în pâine, desfăcea pâinea, lua miezul afară, punea sticla de spirt, punea coracet și de multe ori, aproape fiecare zi, să consuma alcool. Omul acesta era un om care era cu vază în satul nostru și a zis, bă, dacă el va veni și va munci la noi, el într-o zi va avea o casă, el va avea tot ce trebuie. Și dorința aceasta s-a născut în inima mea că vreau să fiu un om gospodar. Ies din sărăcie, din mizerie. Da. Dar lucrurile acestea nu au mers așa, la vârsta de 11-12 ani, pentru că omul acesta era un om foarte dur. Întotdeauna, dacă nu-i plăcea un lucru, la graj, la coasă, la tăia de lemne, cum era la țară, una, două te bătea. Nu aveam sâmbătă, nu aveam duminică, aveam doar în timpul zilei, cât era slujba. În rest, muncă și muncă și muncă. Și am ajuns la vârsta de 19 ani, când am plecat în armată. Și când am plecat, înainte să plec în armată, am văzut că nu mi s-a dat absolut nimic. Am muncit anii aceștia degeaba. Îmi aduc aminte că erau de multe ori perioade când mai veneam acasă și am ales iarna. Atât eram de săraci încât mergeam la vecini să cerem zeamă de varză. Aveam cartofi, băgam cartofii în frigătoare și le duceam la vecini să cerem zeamă de varză. Și spuneau vecinii, nu vă mai dăm zeamă de varză pentru că varza noastră se usucă. Și au fost multe momente când aproape plângeam de foame. Au fost momente când aveam râșniță și făceam ca un fel de mămăligă, dar numai Domnul știa cum era. Și am ajuns la vârsta de 19 ani, am plecat în armată. În armată am vrut să mă sinucid. Dar m-am gândit că dacă mă împușc noaptea, cine știe, poate mi-o viață să rămân știlod. Și am venit acasă și la vârsta de 20 de ani, am plecat cioban la oi în vârf, în munții Arghitei. A venit un om după ce m-a liberat de armată, a întrebat că e cineva care vrea să meargă la oi și a spus nu merge nimeni, că nu-i plăcea nimeni oile. Și tatăl meu a zice, bă, dacă nu te duci, murim de foame. Începusem să beau, începusem să fumez. Am zis că încerc să mă duc. Am plecat la... Cu Dumnezeu nu prea aveai treabă. N-aveam nicio treabă. Toată nașul meu era ortodox. Doar la Deni când mergeam sau postul ăsta. Știți că mâncam atâta mămăligă cu prunie uscate, cum se făcea pe vremuri. Dimineața prunie cu mămăligă, seara cartofi și așa mai departe, cum era pe vremuri. Și acolo, la stână, am început să beau mult, am început să fumez 3 pachete de țigări pe zi. În coliba aia unde dormeam eu, acolo aveam doar paie, aveam un singur preș cu care mă văleam, preș ăla care era țesut după vremuri, plin de păduci, n-aveam haine. Și erai singur? Nu mai erau și alții cu tine? Mai erau încă 4 oameni care plecam cu ei din sat, s-adunau oile, eram în vârf. Acolo urcam în aprilie și mai coboram în luna octombrie sau noiembrie. Acolo petreceam când veneam acasă cu prietenii, se duceau banii, după sărbătoria rămâneam fără bani. Deci ce câștigai vara, toamna se ducea repede. Da. Și mergeam, iar luam cât un avans, iar trebuia să mă duc la oi. Iar în al treilea an, într-o zi, un tânăr s-a rătăcit prin pădure și a dat să vină la stână. Și acolo când eu am văzut că el vine la stână, pentru că aveam 20 de câini,
Mi-am adus aminte că în tinerețe, femeile când făceau ciorap, făceau anumite lucruri, se adunau la așezătoare, da, da. Spunea că diavolul se face înălucă și dacă faci trei cruci, dispare automat. Și eu când am văzut pomul ăsta că vine, am zis două lucruri. Bă, ori înălucă. Adică ce se caute ăsta în vârful muntelui? Dar și prin 20 de câini. Că aveam câini de urs, pentru că acolo umbla ursul, lupul, munții. Și el venea printre câini și câinii nu făceau nimic. Și m-am uitat la el și am zis, bă, ăsta e înălucă. Și zic, să fac și eu trei cruci acolo. El venea, se apropia, nu se întâmplă absolut nimic. Și la un moment dat, când a ajuns la stână, acolo m-a întrebat că unde este drumul spre Vlăița. Am arătat unde este drumul spre Vlăița, de la noi, de acolo, de la stână. Zice, eu vreau să vin mâine înapoi. Zic, hai, m-am uitat așa la el. A doua zi a venit din nou. A găsit drumul. În pădure a venit. Zice, numele meu este Lazar. Zice, suntem cu un cor de misiune aici. Hristos este răspunsul. Și vreau să spun ceva. Zic, da, Dumnezeu te iubește. Și am zis, Lazar, pe mine Dumnezeu nu mă iubește. Zic, uite-te, eu nu am haine pe mine. Zic, uite-te, eu dorm acolo între scândurile acelea și acoperit cu nylon. Zic, eu am păduchi în cap. Zic, am vargă de bici aici, de la străini. Eu n-am avut o tinerețe. Dumnezeu iubește doar cei care sunt acolo la mănăstire. Pe mine Dumnezeu nu mă iubește. Și zic, am mai văzut unde și dai poștii. Și au zis, pune-l pe Dumnezeu la încercare. Și am zis, cum să-l pun pe Dumnezeu la încercare? Și au zis, roagă-te lui Dumnezeu. Cum să mă rog? Și seara la ora 12, după noapte, spre miezul nopții, când am terminat toată treaba, activitatea de la stână, m-am dus lângă un bolovan, un pietroi mare, m-am pus acolo pe genunchi și am zis așa, Doamne Iisuse, dacă Tu existi cu adevărat, cum zice băiatul ăsta Lazar, te rog, eliberează-mă de alcool și de tutun. Dar el mi-a zis că să te pun la încercare. Vreau lucrul ăsta doar în două zile. În cealaltă dimineață m-am trezit, am fumat, am băut. În cealaltă, a doua zi dimineața, prietenul de lângă mine, care mulgea, care era și el acolo la stână, a prins o țigară. Și mi-a venit rău. Și s-a întrebat, ce cu tine, mă? Și dintr-o dată, când au întrebat ce cu tine, am simțit că a venit o mână peste mine. A fost pentru prima oară la vârsta de 24 de ani, când am simțit ceva ce n-am simțit toată viața mea. Și atunci am simțit că a venit mâna lui Dumnezeu peste mine. Am primit un nou testament și am citit primul lucru care l-am găsit în Biblie, Psalmul 116, care spune, iubesc pe Domnul, căci îl aude glasul meu și cerile mele, da, el și-a plecat urechea spre mine. De aceea l-a chemat toată viața mea. M-am înfășurat legăturile morții și am zis, băi, am vrut să mă sinucid atâtea ori. Acesta este Dumnezeu. Și acolo în vârf, în vârful munților, din aceea zi, pe data de 6 iunie, în 98, am continuat să citesc Biblia și să mă rog lui Dumnezeu rămânând singur, pentru că grupul acesta de misiune a plecat din Vlăița. M-am întors în satul meu natal. Și când m-am întors în satul meu natal, un om a luat și m-a trătit în șanț și a dat cu picioarele mine și a zis că mi-am schimbat religia. Am mers spre casă, nu mai eram beat, nu mai lălăiam, aveam bani acum la mine și tatăl meu în vara aceea primisele un, ca un fel de arvună, un porc și l-a vândut pentru băutură și baciu care era șeful mare peste noi a zis, zice, băi Alexe, nu știu ce s-a întâmplat cu copilul tău, ăsta nu mai bea, nu mai fumează, nu știu ce rugăciune face la acolo, blesteme. Dar vezi că când a venit acasă, are un cuțit așa mare și te taie bucăți. Și când am ajuns la nașul meu, ăsta a început să mă bajocure că am schimbat religia, că l-am făcut de rușine tot satul. Și când am ajuns pe casa mea, unde locuiam, în satul acesta, când m-am apropiat de poartă, am auzit două voci. Este timpul să arăți dragoste și este timpul să arăți și altă voce spunea, trebuie să te răzbuni. Tatăl meu, când m-a văzut, a plecat și când m-am dus la mama mea, care de atâtea ori consumatoare de alcool ne-a părăsit și am văzut-o cum mergea în stare de ebrietate pe drum, mi-a luat mâna și am sărutat-o.
Și am zis, mamă, ești cea mai bună mamă. Și a zis, a, de ce se întâmplă cu tine? Și a zis, mamă, Domnul Iisus mi-a schimbat viața. S-a uitat la mine și după două săptămâni, pentru că oamenii mă bajucura din satul meu, la ora 2:30 noaptea, mi-am luat un plovăr și o geacă din satul meu natal. Grupul acesta de misiune era în Ogna Mureș. Și am rugat frumos să mă primească pentru două săptămâni. Și m-am dus acolo și de acolo a început viața mea de lucrare. Din Ogna Mureș. Slujirea. Misiunea. Slujirea. Misiunea. Frumos. Mare diferență între un copil crescut aici, un copil într-o familie de credincioși. Da. Noi, cred că toți spunem că a te naște și a crește într-o familie de oameni credincioși nu înseamnă că totul e bine, dar e mare diferență. Să ai părinți care să se roage pentru tine, să-ți spună măcar o dată, la nu știu cât timp, că te iubește, să-ți spună despre Dumnezeu, mare lucru. Și ar trebui toți copiii care se nasc în familie de oameni credincioși să mulțumească lui Dumnezeu pentru privilegiul acesta. V-ați căsătorit și ce-a urmat? Luna de miere, de N-a foc. Fost chiar o lună de miere. Ne-am căsătorit și noi la scurt timp am început să ne ocupăm de aici în oraș, în satul mare, de oamenii străzii. Deci aici v-ați căsătorit, în satul mare. Da, aici, în satul mare. Și am început să lucrăm pentru Domnul împreună. Între timp am avut gemenii, doi gemeni. Primii copii, doi gemeni. Primii copii. E ușor cu gemeni sau? A, nu, n-a fost. Cu ai mei nu. Poate cu alții, da. Ai mei au fost foarte energici. Ah, eu mă gândeam. Ne-a. Acum, Domnul, unii chiar își doresc gemeni. Și am zis, băi, unul adorme, ăla strigă, nu știu cum e. Poate că la unii sunt liniștiți, dar da. Dacă Dumnezeu îi dă, e bine. Dar nu știu dacă... Da. O provocare adevărată de când s-au născut și până ziua de astăzi. Ah, deci după ce cresc au... Da. Da. E adevărat că au asemănări, au... Da, 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 au legături, o legătură mai deosebită ca între doar ce? Frați. Da. Da. Și figuri deosebite. Da. Da, bun. Și după ce ați slujit aici... Deci necăjiți există oriunde, nu? Și în satul necăjiți există oriunde. Oameni care n-au locuințe, au ajuns pe străzi. Noi împreună cu soțul și au mai fost tineri care ne-au ajutat din biserică, au fost frați care au susținut lucrarea aceasta din Biserica Pentecostală. Le-am oferit o mâncare caldă o dată pe săptămână, chiar de două ori pe săptămână și li s-a dus Evanghelia. Li s-a dus Evanghelia. Deci ca să începi o lucrare de misiune și să te ocupi de oameni, trebuie neapărat să stai, o să zic în limbajul păstorului, trebuie să stai pe o bărbânță de bani neapărat? Nu. Noi când ne-am căsătorit, eu cu soția mea, trebuie să spun lucrul ăsta chiar dacă pentru oamenii care se uită la noi și pentru tinerii care se vor căsători. Eu când m-am căsătorit cu soția mea, am avut doar o singură saltea. Atât. Eu n-am avut nici mobilă, n-am avut nimic. Când ne-am mutat, socul meu se zice, singura mea avere pentru tine este ea. Am crescut-o. Și am zis, bă, slavă Domnului. Și când ne-am căsătorit, ne-am mutat, am avut o singură saltea, după aceea Dumnezeu ne-a binecuvântat, a venit un frate, ne-a adus ceva mobilă, între timp s-a mărit și familia, că locul unde stăteam noi, frații, eu am adus și o bătrânică de vârsta de 74 de ani și noi, când am început și lucrarea cu oamenii străzii, eu mă ocupam și cu organizația Gedeon, mergeam cu noi testamente la spitale. Și apoi a demarat lucrarea cu adăpostul de noapte, oamenii unde erau la un adăpost de noapte. Oameni care nu aveau locuințe și mergeau acolo și în fiecare lună seara duceam și acolo cât un sandwich. Dar vreau să vă spun ceva. Noi n-am avut sponsori. Noi am avut oameni care la începutul săptămânii spuneam, Doamne Iisuse, aici e oala, aici sunt farfuriile, știu că până sâmbătă vom avea bani. Și Dumnezeu la mijlocul săptămânii nu m-a spus la cineva, frate, vreau să ofer o masă. Slăvit să fie Domnul. Până astăzi, așa lucrează Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu credincios și El întotdeauna știe să binecuvinteze la timp. Deci nu trebuie doar să citim istorii despre alții, că alții trăiau prin credință, putem trăi și noi prin credință, dar nu e ușor? Nu e ușor. Vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu ne-a vorbit să mergem în Dobrogea,
a venit un frate din Constanța, ne-am cunoscut prin internet. El a venit la Radio Voce Evangheliei la Oradea să depună mărturie. Ne-am întâlnit cu el, am auzit mărturia lui din Constanța. Ne-a spus că el a fost hoț, că el a furat, că au făcut o grămadă de lucruri. O rămas la noi seara, am zis, bă, zic, ăsta și cu numere de Bulgaria și ne-a invitat în zona Dobrogei. Când am ajuns în zona Dobrogei, în zona Galeșu, acolo în lucrare, am ajuns și în orașul Hârșova. Când am ajuns în orașul Hârșova, s-a făcut seara de evangelizare. Biserica 4 ani de zile fusese închisă. Și frații se rugau ca Dumnezeu să trimită o familie acolo pentru slujire. Și la sfârșitul programului am ieșit afară și era un om. Și am zis, tu nu vrei să primești pe Domnul Iisus în viața ta. Și eu zic, da, aș primi pe Domnul Iisus în viața mea. Dar în orașul acesta nu are cine să ne predice Evanghelia. Ne-am întors acasă, deja primisem un apartament de la ANL-uri, stăteam la ANL, slujeam aici la biserica împreună cu frații, mergeam pe sate. Dintr-o dată aud vocea. M-aș pocăi, dar n-are cine să ne predice Evanghelia. Și în continuu a fost frământarea aceasta. Și am zis, aceasta este vocea lui Dumnezeu. I-am spus soției mele că trebuie să ne mutăm în Dobrogea. Când am venit și le-am spus la frați, băi, trebuie să ne mutăm în Dobrogea. Primul lucru care ne-a întrebat, a zis, aveți probleme financiare, așa-i? Că viața de misionar e trăirea prin credință. De multe ori te mai judecă, de mai multe ori te binecuvintează. Și am spus, frate, nu este vorba de un sponsor. Este vorba de chemarea lui Dumnezeu. Asta o simte și soția mea, asta o simt și eu. Dar cum lăsa satul mare să vă duceți acolo, frații, lucrarea la, de la sat, de la tot? Și într-o zi ne-am adunat bagajele. Și nu au fost foarte multe de adunat. Nu, foarte puțini au fost. Un frate ne-a dus acolo, dar surpriza a fost că frații ne-au arătat doar Marea Neagră. Dar noi n-am știut cine așteaptă la Hârșova. Dar n-am știut unde vom locui. Când am ajuns la casa pastorală, fără geamuri, fără uși, aoleu, zic, băi, nevastă, ne întoarcem înapoi la satul mare, că aici... N-a fost un șoc. Nu l-am lăsat. Tu nu l-ai lăsat? Eu nu l-am lăsat. Să știi că am mai avut, eu chiar mulțumesc lui Dumnezeu, am mai avut ocazii în care am auzit slujitori care au zis, frate, dacă era după mine, nu mai eram aici. Prea greu, cu tare. Și-a venit soția și-a spus, omule, eu dacă m-am angajat în lucrarea lui Dumnezeu cu tine, nu te gândi tu la binele meu și la asta. Las că ne încredem în Domnul și zice, hotărârea nevestei m-a ținut pe câmpul de misiune. Da. Dumnezeu îmi vorbise și mie cu o jumătate de an înainte de asta. De-aia am fost foarte hotărâtă când a zis Adi de plecarea noastră. Am zis, știu, pentru că Dumnezeu pur și simplu mi-a vorbit cu o jumătate de an înainte că vom pleca. Nu detalii, dar Dumnezeu mi-a spus vom pleca. Și acum erai pregătită deja. Da. Și el chiar nu era foarte hotărât la un moment dat, că au apărut niște probleme. I-am zis, Adi, dacă Dumnezeu a zis vom pleca, trebuie să plecăm. Și orice greutăți am întâmpinat acolo, le-am întâmpinat cu bucurie, pentru că am știut că acolo ne vrea Dumnezeu și Dumnezeu ne-a trimis și Dumnezeu ne ține și ne-a ținut și Dumnezeu a făcut lucrări de care ne-am bucurat, chiar dacă au fost de multe ori prin încercări, am trecut prin încercări, eu între timp m-am îmbolnăvit de diabet și alte probleme, dar Dumnezeu ne-a dat bucuria de a vedea multe rezultate și suflete. Că mă gândeam, de ce nu le-ai folosit toate astea ca scuze? Doamne, nu sănătoasă, nu cu tare. Nici vorbă. Nu există scuze când Dumnezeu te cheamă și când te iubești cu adevărat pe Dumnezeu. Nu există nicio scuză. Dumnezeu se folosește, dacă vrea, și de un animal. Cu atât mai mult de un copil al lui, chiar dacă este bolnav, chiar dacă este sărac, chiar dacă este în orice situație, noi nu avem scuze să nu îl slujim pe Dumnezeu. Avem atâtea exemple în Biblie, vedem pe Apostolul Pavel, care el din pușcărie făcea scrisorile, epistolele. Avem exemple la care să privim și de la care să învățăm. Important e să îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu și să înțelegem cu adevărat chemarea personală a noastră.
Păi, acum mă gândesc, Doamne, iartă-mă, și mai face haz de necaz. Deci nu am mai avut de spălat geamuri. Că dacă nu erau... Nu, ne-am pus geamuri. Da? Eu am mers cu o lună de zi înainte acolo și când am ajuns aveam doar o cămăruță, acolo am pus salteaua, căpatul... A, salteaua luai cu tine, da, deci zestră, da, nevasta și salteaua. Cu noi, ne-am pus jos pe beton. Surprinderea noastră a fost că n-am știut despre oameni, nimic acolo. Eram înconjurați de o comunitate turcă. Mi-aduc aminte că după două zile am văzut că casetofonul mașină nu mai era, plecam de undeva, hainele nu mai erau, copiii mei ieșeau afară cu un MP3, după 5 minute nu mai aveau. Băi, ce e aici, mă? M-am dus la biserică, au venit vreo 3 persoane, n-au mai venit ca la evanghelizare. Dar foarte interesant este cum Dumnezeu a lucrat. Am zis, Doamne, eu și Dumnezeu credincios și de multe ori te-am pus la încercare. Noi când trebuia să ieșim dintr-o casă, am zis, rămânem unde ne ducem, Dumnezeu ne-a pregătit în altă parte să mergem. N-am avut casa noastră, Dumnezeu a pregătit casa noastră. Și când m-am dus acolo, după două luni de zile, alții în Dobrogea, știți situația din Dobrogea, alții după 3-4 ani de zile au un botez. Eu după două luni de zile am avut primul botez. Am cunoscut un băiat care era DJ. M-am dus cu el, am stat de vorbă cu el, o bătea pe maică-sa. Maică-sa fusese credincioasă, taică-sa o mai lălăia era așa câteodată cu domnul. S-a întors la domnul, încă un tânăr, apoi încă o doamnă care lucra la spital. După aceea încă o soră în vârstă. Noi la două luni jumate am avut botez și am zis, băi... Cu ce se poate compara bucuria asta de a vedea că ajuți un suflet să se întoarcă înspre Dumnezeu? Cu nimic nu se poate compara. Cu nimic nu se poate compara. Și m-am dus și când am văzut că Dumnezeu le-a atins inima. Am făcut primul botez acolo în curtea bisericii. Au venit oamenii. După aceea, în alt an, am întâmpinat diferiți oameni. Unul ateu, că nu crede în Domnul. Dumnezeu l-a mântuit. Astăzi este cumnatul meu. Primul băiat care a fost DJ. S-a întors la Domnul. Astăzi, în Danemarca, este misionar. Apoi, cel mai mare cucitar din oraș s-a întors la Domnul. Femeia care a fost asistentă medicală, infirmieră, a devenit cumnata mea. Fratele meu, care nu era mântuit, l-am adus și pe el la pescuit acolo, în zona noastră, la o seară de evanghelizare și a predat viața Domnului. În satul nostru nu era nici, în satul nostru n-a fost niciun pocăi, nici acum nu este biserică evanghelică în zona întunsului Buzăului. S-a tot și la Domnul și a început și el să predice Evanghelia. Apoi am cunoscut, am mers înspre alte localități, înspre localitatea Gârlici, unde au ieșit primarul și a zis, bă, tai roțile la cauciucurile la mașină. Noi după trei duminici trebuia să mergem cu două mașini după oameni care veneau la biserică. Acolo au primit pe Domnul, s-au botezat o familie, soție, împreună cu doi copii de-ai lor. S-au întors la Domnul tineri de acolo din locul acela. Dumnezeu a făcut mari lucrări. Inclusiv era foarte greu ca în centrul orașului să faci evanghelizare. Noi făceam evanghelizare în centrul orașului. Ca după 7 ani de zile, primarul din localitatea care a vrut să-mi taie cauciucul la mașină, a zis, domnule, vreau să veniți aici să faceți evanghelizare. Și am început să facem evanghelizare în curtea căminului cultural de acolo. Și oamenii să vină, să audă Evanghelia, să audă cuvântul lui Dumnezeu. Marșuri în centrul orașului, fanfare care au cântat și au slăvit pe Domnul. Cât de mari erau copiii? Când ne-am dus acolo, gemenii aveau 10 ani, fetița 5. Și nu au făcut mofturi? Nu, atunci au fost foarte încântați că fac o schimbare în viață. În prima fază au crezut că e ca în filme, da. Poate era ca în filme, da. Numai nu s-au gândit în ce film. Da. Mai apoi au mai apărut provocări din partea băieților, au crescut, nu prea au avut prieteni. Tot orașul știau că taică-său e pastorul apocăit și au avut la școală niște probleme și atunci au început să se îndoiască că le place pe acolo. Dar fetița de altfel și-a găsit prieteni, ea tare greu s-a întors înapoi. A fost și micuță când ne-am dus acolo și s-a adaptat mai bine. Și în perioada respectivă tu te ocupai doar de copii sau de casă, să-i dai timp lui, făceai și altceva? Nu. Am început un grup cu copiii turci,
La un moment dat veneau 60-70 de copii, le făceam hrană, țineam grupe cu erau ei. Erau săraci? Erau? Da, da. Situația copiilor turci acolo este foarte grea. Familii numeroase sau? Familii numeroase, părinți plecați, copii lăsați singuri să se crească unul pe altul, copii abuzați din toate punctele de vedere. E greu, e greu ce... Care se vând. La vârsta de 9 ani, copiii se vând pe 2000 de lei acolo. Acolo un copil nu are dreptul să... O fată nu are dreptul să-și aleagă soțul. Părinții îi aleg soțul să duce la el cât dai pe fata mea. 2000 de lei, gata. 2000 de lei la vârsta de 11 ani, 12 ani s-au căsătorit. Tu vorbești de zile în care trăim, da, nu de 100 zile care de trăim ani. Acolo în zona Hârșovei. Pentru că era o grămadă de copii care, de exemplu, la vârsta de 15-16 ani de zile, erau luați, duși în sănătate, ori la cerșit, ori la prostituție dintre ei. Și fetele la vârsta de 14-15 ani deja aveau câte 2-3 copii. Într-o curte stăteau câte 25 de persoane. În spatele casei noastre pastorale unde eram noi, e o curte unde stăteau aproape 25 de persoane. Copii, toate generațiile. Toate generațiile. Toate generațiile. Oh, și mă gândesc acum o să vă supărați pe mine, mă gândesc la tinerii care au familii serioase, părinți serioși, care se roagă pentru ei, iubesc și poate îți mai dă un sfat. Mă, copile, să fii atent, poate fata aia nu e cea mai potrivită, ce alergie pot face, te bagi în viața mea, dincolo să fie vânduți. Da, e o mare diferență. Erau copii care, și vreau să specific lucrul acesta, care la ora 7:30 dimineață veneau la poartă și cereau pâine. Apa în Dobrogea era foarte scumpă. Soția mi-a luat o mașină de spălat, că noi, prin cum Dumnezeu ne-a binecuvântat cu haine, mai dăruiam haine. Oamenii, pentru că erau persoane care aveau apa tăiată. Nu aveau apă potabilă. Aduceau hainele, soția mea spre hainele. Și erau de multe ori, când veneau câte 3 sau 4 familii zilnic, că nu aveau apă, că nu aveau mâncare, că nu aveau medicamente la copii. Mulți dintre ei au fost declarați la un an jumate că s-au născut. Alții dintre ei nici n-au buletine, n-au identitate. Alții dintre ei ajung să crească la 15 ani și părinții să abuzeze de fete de 15-16 ani de zile. Deci Dobrogea, Hârșova e altă zonă decât ceea ce ne putem noi închipui noi acolo, de ceea ce putem să ne gândim ce e țara aceasta. Deci când Domnul zice, vă duceți cu Evanghelia până la marginile pământului, avem margini și mai aproape. Avem. Avem în satul mare, avem margini oriunde. Probabil în fiecare oraș, în anumite zone a țării. An frumos, văd că vorbiți cu bucurie, cu pasiune despre ei. Da. Și apoi v-ați întors, după câți ani v-ați întors în zona aceasta? După 8 ani de zile ne-am întors. Ne-am gândit și la copii, la școală, mai multe. Conjunctura vieții ne-a dus înapoi. Dar privim cu bucurie înapoi la tot ce am făcut și nu regretăm chiar nimic. Și aici continuați să fiți implicați? Da, prin harul lui Dumnezeu și aici continuăm să fim implicați, dar aș vrea să specific un amănunt. Când am fost în Hârșova, eu m-am îmbolnăvit de cancer. Timp de 4 ani de zile am fost operat de 6 ori de cancer. Veneam de la spital, de la oncologie de la Cluj. Veneam cu sonda. Duminică dimineața eram la biserică. Duminică după amiază eram la biserică. Eu, în fiecare duminică dimineața, mă suiam în mașină. Mergeam 20 de km după oameni. Îi duceam înapoi. Erau duminici când pe cei care îi aduceam la noi, la biserică, îi și opream la noi acasă. Acolo am învățat ei să mănânce nu numai ciorbă de pește, am învățat să mănânce și supă limpede. Am învățat să mănânce supă limpede și vreau să vă spun un lucru. Din 2 pui care îi cumpăr de la Penny, se hrăneau câte 16 persoane. Și lăudau pe Domnul. Soția mea s-a ocupat de un grup de surori, apoi de un cor, a format un cor acolo de surori care lăudau pe Domnul. Dar vreau să vă spun că durerea mea a fost că la a patra operație era să plec. Nu mai aveam putere. Eram la oncologie la Cluj și încercam să mă ridic și am zis, Doamne Iisuse, eu știu că dacă Tu vrei să mă cobori în țărână, spune David, poate țărână să te laude.
mai dăm viață. Mai dăm viață să-mi văd copiii mântuiți. Nu știu cât mai e de lucru cu mine. Poate vrei să mă curățești. Am văzut și la oncologie la Cluj cum Dumnezeu m-a folosit, spunând despre Evanghelie, spunând oamenilor. Apoi soția mea s-a îmbolnăvit de o infecție puternică și a fost internată la Spitalul Militar de la București. Când am văzut, cumnatul meu a zis, zice, nu știu dacă e ca să mai întoarce. A fost momente când m-am îngenunchiat și am zis, Doamne, dacă te-ai îndurat de mine, îndură-te și de ea. Deci, în lucrarea lui Dumnezeu, nu știu dacă ajung ziua de mâine, sau de poimâine, sau la anul. Bun, dar poate exista și mentalitatea asta, dacă sunt în lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă sunt sincer și fac ce trebuie și sacrific, n-ar trebui să mă păzească Dumnezeu, să nu mă îmbolnăvesc, să nu aia. Decizia e la Dumnezeu ce face cu viața noastră. Nouă nu ne rămâne decât să ne smerim înaintea Lui, să acceptăm tot ce îngăduie peste viața noastră. Nu ne putem răzvrăti înaintea Lui Dumnezeu, oricum nu rezolvăm nimic, dar Dumnezeu ne învață și prin suferință foarte multe. Dumnezeu de multe ori ne vorbește, deci a îngăduit o suferință, deci a îngăduit alta. Dumnezeu ne dă putere, e cu noi într-un mod deosebit când trecem prin suferințe mai grele. Am văzut asta în viața mea, am văzut asta din viața lui, am văzut cu copiii când am avut probleme. A fost Dumnezeu într-un mod deosebit lângă noi și îi mulțumim, îi suntem recunoscători pentru tot ce îngăduie pentru viața noastră. Și eu aș vrea momente din acelea speciale cu Dumnezeu, dar nu la oncologie sau la infecțioase, așa stând în fotoliu, la aer condiționat, parcă le-aș primi și eu. Nici noi nu ne-am dorit, dar dacă Dumnezeu ne trece pe acolo, acceptăm și El e suveran. Am învățat asta în viața noastră, El e mai presus de toate și El nu face greșeli. Pare cât de ușor i-a fost lui Iov să spună cum să nu primim din partea lui Dumnezeu și încercările, dacă am primit bine. Da, aveau și el o logică, adică dacă ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu, același Dumnezeu ne dă și ce nu pricepem acum, dar le rezolvă. Păi văd că totul, sunteți în viață. Da, și suntem slavă bine, Domnului. Lucrăm, slavă Domnului. Ne ridică Dumnezeu, ne-a dat putere. Deci noi nu vorbim doar de un Dumnezeu al trecutului. Nu. Nici de cum. Un Dumnezeu de fiecare zi. Așa este. El este prezent întotdeauna și noi când am încheiat un legământ cu Dumnezeu, când ne-am dăruit viața lui Dumnezeu. Am spus că îl vom urma pe Domnul Iisus până la capăt. Viața de slujire, viața de misiune, este o viață frumoasă. O viață de pasiune, de lacrimi. Oamenii care s-au întors la Dumnezeu prin vestirea cuvântului au fost în urma multor nopți de plâns și de durere. Cei care s-au întors la Domnul au fost batjocoritorii tăi într-o zi. Au râs de tine, au spus că s-au uitat la tine, au zis, eu nu mă pocăiesc, eu nu fac lucrul acesta, dar au fost într-o zi când Dumnezeu l-a atins inima lor. Și ei, cei care odinioară erau în spatele tău și râdeau, astăzi Dumnezeu a făcut frații tăi. E adevărat că cei care sunt așa foarte, foarte împotrivitori și înverșunați au șansa să se pochească mai repede decât unul din ăsta care e ok, ok, mâine, poi mâine. Da, uneori Dumnezeu lucrează și la astfel de oameni și am văzut împotrivitori, dar când Dumnezeu a cercetat, s-au întors la El. Ce ați vrea să se roage oamenii pentru voi, pentru viitor? Deocamdată noi suntem într-o perioadă de readaptare și vrem să vedem călăuzirea lui Dumnezeu pe mai departe. Eu lucrez la o casă de copii momentan, dar vrem să vedem încotro vrea Dumnezeu să ne îndrepte și ce să facem și o mare dorință, rugăciune ar fi pentru copiii noștri. Noi ne rugăm mult pentru ei. Să înțeleagă și ei că Dumnezeu îi cheamă în primul rând la o relație cu El și apoi poate și la slujire. Deci nu vă trece prin cap așa să vă pensionați, să spuneți, Doamne, am făcut destul, mai facă și alții. Un om a venit la mine și m-a întrebat, zice, așa e că sponsorizările sunt mari. Și am zis, nu. Zic, sponsorizările nu sunt sponsorizări. Zic, salariul e mic. S-a uitat la mine și că, frate, salariul mic,
dar pensia va fi foarte mare. Așa că Domnul Iisus a spus să ne adunăm comori să se încer. Trăim o vreme în când oamenii privesc spre lucrurile acestea materiale. Mulți ar dori să facă misiune prin biserici mari, să aibă diferite, la îndemână o grămadă tehnici și așa mai departe. Și sunt foarte bune. Dar e greu când te duci într-un sat, să te uiți la un om, să-l întrebi ce face, să intri în dialog cu el, să-i spui că ai făcut bani, să-i spui că știi că să dai cu sapa și apoi să-i spui că există un Dumnezeu, nu a religiilor, ci este un Dumnezeu care poate schimba și poate transforma orice viață. Și să te uiți la el, cum Dumnezeu lucrează la viața lui. Asta a fost la Gârliciu, la un bătrânel, când m-am dus prima dată să-i spun despre Domnul. El a început să spună că are 9 copii, că a fost tipul Ceaușescu. După ce Dumnezeu a atins inima lui, odată l-am auzit, hei, babo, hai să mergem noi și noi la biserică, la pocăiță acolo, să vedem, domnule, ce ne spunea, că ne dă în cap. După ce a venit el, au venit și copiii lui. Și astăzi sunt 4 persoane care urmează pe Domnul Iisus, acolo în localitatea Gârliciu. A fost o provocare când m-am rugat lui Dumnezeu ca acolo în orașul nostru să fie ceva care nu s-a mai făcut în oraș. Și am luat legătura cu un frate care este ofițer în armată. Și am făcut o evanghelizare la Căminiu Cultural împreună cu 16 cadre militare. Și oamenii au fost foarte mirați să vadă că cadre militare se întorc la Domnul. Au fost foarte mirați să audă un grup de bărbați care vine prin centrul orașului și cântă că sfârșitul veacului va veni. Au fost foarte uimiți și acolo în Hârșova să vadă oamenii că în centrul orașului sunt 80 de oameni care poate cânta la fanfară. Este frumusețea lui Dumnezeu. Ceea ce ne dorim noi în continuare este ca Dumnezeu să ne dea lumină. Amin. Și inima noastră să rămână în continuare aprinsă de Duhul lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui. Toți spunem că modelul nostru suprem este Domnul Iisus Hristos. Poate unii citim mai rar că Domnul Iisus Hristos a fost multă perioadă în viața Lui pământească, printre cei săraci, printre cei flămânzi, printre cei de jos. Poate noi l-am fi văzut pe Domnul Iisus Hristos mai mult în templu, mai mult la discuții teologice, poate vorbim la un alt nivel, dar eu cred că cei care au fost atinși de Domnul Iisus Hristos, cei care Domnul Iisus Hristos le-a dat o bucată de pâine, o bucată de pește, a pus mâna pe ei și i-a binecuvântat, i-a vindecat, au auzit cuvintele Lui, n-au uitat niciodată ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu practică prin Fiul Său. Asta nu înseamnă că toți trebuie să mergem neapărat în zone unde sunt păduc, bănuiesc că și astăzi mai sunt păduc, că am auzit eu multe de pe câmpul de misiune, pentru că Dumnezeu ne vrea în diferite locuri în slujire și așa cum spuneați voi, cel mai important lucru este să pricep călăuzirea lui Dumnezeu. Amin. Și apoi să fii credincios lucrului încredințat ție. Dar poate în timp ce suntem binecuvântați, să ne punem așa întrebarea, dacă într-o zi Dumnezeu m-ar chema la ceva mai greu, aș fi gata să ascult de El. Pentru că s-ar putea într-o zi să ne cheme și să pierdem examenul, sau dacă nu ne gândim că există și greu și alții slujesc cu mult greu, s-ar putea să nu apreciem binele pe care îl avem și inima noastră să nu fie suficient de mulțumitoare celui care ne ocrotește, ne binecuvintează și ne dă șansa aceasta să fim lucrători împreună cu El și să participăm la transformarea vieților pentru veșnicie. Cei care îl cunoașteți pe bunul Dumnezeu, prețuiți-l, iubiți-l, ascultați-l. Și dacă vă cere ceva, umblați prin credință. Dumnezeul nostru n-a dezamăgit pe nimeni, chiar dacă au fost unii care n-au priceput întotdeauna astăzi de ce Dumnezeu i-a chemat ieri sau în ce direcție îi va duce mâine. Îl cunoști pe Dumnezeu mai mult, te încrezi în El mai mult. Îl cunoști pe Dumnezeu mai puțin, investește în cunoașterea lui Dumnezeu. Pe mine m-a impresionat, mulți m-a impresionat, dar m-a impresionat Moise care, după ce îl cunoaște într-un mod cu totul și cu totul special pe Dumnezeu, mai are o dorință. Vreau să te cunosc mai bine, arată-mi slava ta.
Niciodată nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu în întregime, dar cu cât îl cunoaștem mai mult, caracterul nostru, viața noastră va fi schimbată. Și, dragii mei, dacă unii ne urmăriți, poate sunteți obișnuiți cu cele duhovnicești sau poate nu sunteți prea obișnuiți cu cele duhovnicești, să știți că încă împărăția lui Dumnezeu are ușa deschisă. Nu știm cât timp. Dacă sunteți aproape sau departe, căutați împărăția lui Dumnezeu. Căutați-o sincer. Intrați pe ușă prin Domnul Iisus Hristos și veți găsi în împărăție bucurii, binecuvântări. Dacă vor fi încercări, le veți purta împreună cu Domnul, pentru că, ascultați-mă bine, în împărăția glorioasă se poate intra doar în împărăția de pe pământ. Ușa nu este dincolo. Ușa este aici. Dumnezeu a făcut ce era necesar ca noi să avem acces în împărăție. Haideți să ne facem și noi partea, să dăm la o parte păcate, prietenii probabil, tot felul de idei care ne le zic alții și să ne legăm cu toată ființa de Domnul Iisus Hristos, că El merită și pentru viață și pentru veșnicie. Mulțumesc tare mult! A fost așa un crâmpei din viața voastră, dar mă bucur că ați împărtășit cu noi. Încă o dată vă mulțumesc că ați stat împreună cu noi. Poate, dacă v-a plăcut, v-a folosit ceva, share-uiți și voi, distribuiți înspre alții, să afle și alții. Nu trebuie să urmărească toată emisiunea. Poate un crâmpei pe care Duhul lui Dumnezeu să-l folosească pentru binecuvântarea altora. Și nu uitați, rugați-vă pentru misionari, prețuiți-vă slujitorii pe care îi aveți. Haideți să ne rugăm împreună ca în România, și nu numai, dar în mod deosebit în România, Dumnezeu să scoată mai mulți și vârstnici, dar și din generația tânără, mai mulți lucrători care să investească în împărăția lui Dumnezeu din națiunea noastră. Și e bine că mi-am adus aminte și o să încerc să-mi aduc aminte. Mulțumesc lui Dumnezeu și pentru cei care s-au dedicat pentru media creștină. În felul acesta, noi putem veni spre voi, voi puteți merge spre alții și este o altă metodă, nu mai bună sau mai rea, o altă metodă prin care încercăm, poate într-un mod simplu, ușor, non-agresiv, să spunem oamenilor că Dumnezeu iubește și că merită și El iubit. Amin. Domnul să fie slăvit. Slăvit să fie Domnul. Amin. 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 Frumos.